De 3 ani de zile, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București oferă consultații medicale gratuite românilor aflați în vacanță pe litoralul Mării Negre în cadrul campaniei Asumă-ți să fii sănătos. 36 de medici rezidenți și specialiști, dermatologi, endocrinologi și pediatri, angrenați în amplul program de voluntariat, au oferit peste 330 de ore de consultații medicale la corturile amplasate în stațiunile Costinești, Neptun, Olimp, Saturn și Mangalia. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, pe lângă rolul educativ, are și un rol social foarte important. Spunea Hipocrate, sănătatea este o comoară care este importantă, dar foarte puțin o prețuiesc, deși aproape toți se nasc cu ea. În acest sens, Universitatea încearcă să stimuleze prezența oamenilor la screeningurile care se organizează la medicii de familie special, și ceea ce face Universitatea prin Asumă-ți să fii sănătos înseamnă o campanie prin care conștientizăm populația că trebuie să meargă la medic pentru controle periodice. Doar că românii nu sunt mari fani ai prevenției. Conform unui studiu la nivel european, rata mortalității evitabile prin prevenție și a mortalității prin cauze tratabile poziționează România în top 3. Specialiștii din domeniul sănătății spun că există o nevoie urgentă de a îmbunătăți promovarea prevenției, a îngrijirii personale și a unui stil de viață sănătos, iar campania Asumă-ți să fii sănătos Litoral 2023 a oferit consultații medicale în regim gratuit în domeniile dermatologie, endocrinologie și pediatrie. Dermatologii au făcut dermatoscopii și au examinat toate leziunile posibile, a fi, Doamne ferește, și melanome sau alte tipuri de tumori. Endocrinologii au evaluat sindromul metabolic prin măsurarea glicemiei, prin un calcul al greutății corporale și astfel au arătat o frecvență foarte mare a obezității. Obezitatea în cadrul sistemului metabolic poate predispune mai târziu și la alte afecțiuni, la hipertensiune arterială și chiar la afecțiuni coronariene. Iar la copii s-a studiat în special modul în care ei sunt hrăniți, modul în care au anumite lipsuri de oligominerale sau chiar cei care au lipsă de vitamina D și rachitism, astfel încât se poate interveni să rezolvăm problemele ulterior. Surprizele românilor aparent sănătoși aflați în vacanță au fost uriașe în urma examinărilor medicale cu privire la bolile de care suferă și de care nu știau. Cele trei tipuri de patologii, poate chiar patru, spunem, dar trei specialități, la endocrinologie, de exemplu, s-au descoperit legat de sindrom metabolic pacienți care nu știau că au hipertensiune arterială, pacienți care nu știau că au diabet zaharat. La dermatologie, în fericire, nu au fost lucruri grave, dar sunt suspiciuni de anumite patologii tumorale și au fost îndrumați să meargă mai departe, iar la copii s-au descoperit diferite patologii pe care o să vi le spună doamna profesor Pleșca, prin care se poate acționa să nu mai evolueze în continuare și astfel să avem o populație sănătoasă. Întotdeauna când noi evaluăm starea de nutriție și constatăm că sunt niște abateri în plus sau minus, primul element de care trebuie să ne legăm este ordonarea meselor. Foarte important. O minte sănătoasă trebuie să fie într-un organism sănătos care să trăiască pe un program extrem de minucios gândit. De asemenea, să ne adaptăm a ceea ce înseamnă vârsta pacientului. Să insistăm, pentru că o să vedeți că dacă n-ar fi avut posibilitatea să evaluăm și sugar, că aici e o mare problemă, mulți dintre aceștia sau cei care sunt până la vârsta de 3 ani încă au niște foarte mari vicii nutriționale. Mănâncă noaptea, sug și ne minunăm că sunt supraponderali, oferindu-le calorii și, din potrivă, lucrurile elementare, săruri, minerale, mult mai puțin și vitamine așiși de rea. Deci noi ar trebui, practic, să regândim programele de nutriție ale copiilor în funcție de categoriile de vârstă, ar fi primul element. În al doilea rând, să promovăm, așa cum Societatea Europeană de Gastroenterologie și Hepatologie Pediatrică menționează, diversificarea, adică introducerea
alimentelor complementare, care nu sunt niște șabloane, pentru că fiecare copil este un individ aparte și noi trebuie să ne adaptăm preferințelor, începând de la gust, de la culoare, de la miros, care pot reprezenta factori de rejecție în utilizarea acestora. Dar noi trebuie să le știm și trebuie să învățăm părinții că cele mai indicate sfaturi sunt de la medici și nu de la mămici de pe forumuri. Încearcă tu asta, dă-i asta. Sunt fel de fel de minunății în ceea ce înseamnă dieta, mai ales a sugarului și a copilului mic. Și cum prea bine știți, de modul în care noi vom crește copiii în primii 2 ani de viață, cele 1000 de zile, va reprezenta starea lui de bine sau, din potrivă, starea lui de rău în ceea ce înseamnă adiționarea unor patologii pe care el genetic nu era programat a le dezvolta. Dintre cei 695 de copii evaluați la Malul Mării, 12% au un grad ridicat de obezitate, 4% sunt supraponderali, iar 8% subponderali. Aproape 70% dintre turiștii consultați sunt adulți cu greutate corporală peste cea normală. Au fost depistați și 10 români cu suspiciuni de carcinom spinocelular, 27 cu suspiciuni de carcinom bazocelular și 2 cu suspiciuni de melanom. 13% dintre turiștii chestionați au prezentat valori ale tensiunii arteriale sugestive pentru hipertensiune arterială nediagnosticată până în prezent, iar 4,45% au risc crescut și foarte crescut de fractură osteoporotică și 3,65% diverse afecțiuni tiroidiene. Chiar și pe plaje, colegii noștri invitau turiștii să vină pentru acest screening și unii chiar refuzau, deși totul este gratuit. Au fost însă și turiști care au venit din nou, fiind și anul trecut prezent la corturile noastre. Au fost turiști care au diseminat pe mediile sociale această informație. Am avut și turiști care au venit din alte stațiuni, auzind de această campanie a noastră. Din fericire, numărul celor care s-au prezentat anul acesta a fost mai mare decât anul trecut. Avem cu peste 350 mai multe consultații, 4757 de consultații în acest an. Sperăm în fiecare an să creștem această cifră. Poate mai găsim și alte specialități, studiem să vedem ce specialități s-ar mai putea să fie în contextul prezenței la mare. La aceste specialități facem alte screening-uri și poate la anul venim cu alte idei.